România are cei mai mulți proprietari din Europa, potrivit ultimelor date ale Oficiului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Astfel, 96% dintre românii dețin un apartament sau o casă, cu mult peste media din Uniunea Europeană de 70%. După noi vin slovacii și lituanienii, cu aproximativ 90% populație cu statut de proprietari. La polul opus sunt nemții, austriecii și cei din țările nordice, unde doar circa 50% au proprietăți. În ceea ce privește statul cu chirie, doar 3,9% dintre locuitorii României aveau în 2014 statut de chiriași, mult sub media din Uniunea Europeană, aproape 30%. Comparativ, 47,5% dintre germani și 42,8% dintre austrieci erau chiriași în 2014. De asemenea, datele Eurostat mai arată că în 2014 România se situa pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea populației care trăiește în locuințe supraaglomerate, în condițiile în care peste jumătate dintre români, 52,3% din populație, trăiesc în locuințe cu spațiu insuficient, având în vedere mărimea gospodăriei. Situația este similară pentru toate țările din vecinătate, unde gradul de supraaglomerare a locuinței este de circa 44% în Ungaria, Polonia și Bulgaria. Media la nivelul Uniunii era în 2014 de 17% din populație. În România, doar 44% din fondul locativ la nivel național reprezintă stocul efectiv de locuințe moderne, cele care au baia în interior și sunt racordate la termoficare sau dispun de centrală proprie.